Attila, hier occupato il suo lupo. Da. Domnule, domnule, acum că suntem, suntem mai intimi așa, vreau să vă spun că m-am hotărât anul ăsta să mă căsătoresc, da, eu am nevoie de un bărbat, domnule, de un bărbat adevărat, nu de un papă lapte, un bărbat care să dea cu mine de toți pereți. Doamnă, visați, e gratis. Am înțeles, călătoriți fără bilet, călătoriți fără un loc. Adică îi plăcea să copilărească, știi? Să facă infantilisme cu pieptul meu. Doamnă, vă bateți joc de mine? Dar de ce? Biletul ăsta este de anul trecut. Într-adevăr, vă răspund ziua, luna, locul, dar este de anul trecut. Călătoriți fraudulos, așa că trebuie să coborâți imediat. Nu, 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 am luat din gara, vă rog să mă credeți. Te-ai deghizat în filozof, în boxer, în gogoșar la purtător, în controlor tâmpit și uite, uite unde ai ajuns. În trenul ăsta. Care nu mai e.